Nu, 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 nu,
Ajuns. Personalitatea voastră, dar mai mult de atât să-i respectați pe oamenii ei. Ne-am dorit ca la finalul școlarizării voastre în această instituție, fiecare dintre voi să puteți pleca bine pregătiți, încrezători și cu amintiri frumoase.
Fiți receptivi și deschiși. Și nu uitați că educația autentică se bazează pe toleranță, respect, responsabilitate și bun simț. Vă invit, dragi elevi, să aveți încredere în ceea ce veți realiza în această școală, ceea ce va însemna foarte mult pentru viitorul vostru profesional, iar aceasta trebuie să vă dea încredere deplină în puterile voastre. Școala își asumă responsabilitatea de a supraveghea și influența în sens pozitiv formarea voastră prin strategii pedagogice adecvate unei pregătiri profesionale moderne, bazate pe o deosebită grijă pentru ordine și disciplină, pe organizare riguroasă a activităților zilnice, a solicitărilor intelectuale, fizice și psihomorale. Având convingerea că acest an școlar va fi o reușită, vă asigur de faptul că noi, conducerea școlii, profesorii și agenții îndrumători, vom folosi toată priceperea și resursele de care dispunem pentru a vă asigura o pregătire de cea mai înaltă calitate și de prinderi din cele mai corecte pentru a vă forma pentru profesia pe care ați ales-o. Mă adresez acum dumneavoastră, stimați colegi, și mi-exprim încrederea în corpul profesional al școlii noastre, vă asigur de respectul și sprijinul meu. Dragii mei colegi, vă mulțumesc pentru dăruirea și profesionalismul de care dați dovadă an de an și să nu uitați că datoria dumneavoastră de profesori este să oferiți acestor tineri exemple pozitive. Succesul și performanța școlii le constituiți dumneavoastră. Este o muncă de echipă care va da rezultate pentru că nu zidurile unei școli contează, ci spiritul ce domnește în ea. Fie ca și acest an școlar să însemne atât pentru personalul școlii, cât și pentru acești tineri frumoși, bucurii și împliniri. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnului director al Școlii Naționale de Pregătire Agențială de Pregătire, penitenciare, v-aș respectat. Înainte de a vorbi dumnealui, o să vă rugăm să-i tornăm imens. Predicativă!
fără tăgadă, interesul pe care Administrația Națională a Penitenciarilor o acordă an de an fiecare promoții de elevi. Începutul de an școlar, fiind un moment de altfel foarte important pentru instituția noastră, și iată că, prin prezența dumnei sale aici, arată că acest moment este un moment important și tratat ca atare și de către conducerea Administrației Naționale a Penitenciarilor, drept pentru care îi mulțumesc și cu această ocazie. Mulțumesc de asemenea domnului primar, că este din nou alături de noi, ca la fiecare eveniment pe care școala organizează. Relația noastră cu administrația locală este una specială, pe care o prețuim deopotrivă. Și, prin urmare, ne bucură de fiecare dată să avem reprezentanții administrației locale alături de noi la evenimentele importante ale școlii. Așa cum a devenit deja obișnuit, în fiecare an școala asigură școlarizarea unui număr de 20 de elevi din Republica Moldova. Anul acesta, promoția va avea 15 elevi din Republica Moldova. Iar reprezentantul la Departamentul Instituțiilor Penitenciare din această țară, țara noastră dragă, apropiată nouă, este directorul Direcției Management de Resurse Umane, doamna Alisa Fărja, care a și fost prezentată mai devreme, care mulțumim că a reușit să ajungă și dânsa astăzi alături de noi și să fie împreună, să fim astăzi împreună la un eveniment emoționant, credem, și pentru elevii noștri oaspeți din Republica Moldova, care se află astăzi alături de noi. De asemenea, cu caracter de noutate și inedit pentru festivitatea de astăzi, este faptul că avem alături de noi pe doamna Andreea Tudorache, din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. Prezența domniei sale aici nu este întâmplătoare. Domnia sa este responsabilul acestei instituții pentru coordonarea și supravegherea derulării proiectului pe care școala îl are dedus la îndeplinire. Proiectul se cheamă Learning by Doing, un proiect foarte important, un proiect foarte drag nou, primul pentru că este primul proiect de mare amvergură pe care școala îl are în derulare. Este un proiect cu valoare de peste 330.000 de euro, cu 5 parteneri de străinătate, Italia, Franța, Turcia, Republica Moldova și Polonia. E o ocazie cu care noi ne mândrim, pentru că în acest proiect școala este inițiatorul și coordonatorul programului. Iar prin prezența doamnei Tudorache aici, sperăm să avem și confirmarea că ceea ce am făcut până acum în cadrul proiectului este bine făcut și mai mult decât atât, să avem și sprijin și îndrumare pentru derularea acesteia în continuare până la finalizarea lui, care va avea loc anul viitor, în 2017. Îi mulțumim pentru prezență și îi mulțumim încă o dată pentru tot sprijinul și pentru consilierea pe care ne-a acordat-o pe timpul derulării proiectului. Dragi elevi, mă adresez acum dumneavoastră, pentru că tradiția organizării festivității de începerea anului școlar este o tradiție la care școala ține. Este un moment foarte important pentru noi. Este un moment pe care îl organizăm, în primul rând, pentru dumneavoastră, noi, elevi ai școlii, pentru că ne dorim foarte mult ca la început de drum, la început de carieră, să conștientizați faptul că accesul dumneavoastră în sistemul penitenciar este un eveniment care trebuie să fie important atât pentru dumneavoastră la nivel personal, dar și din punct de vedere al evoluției dumneavoastră profesionale. Vreau să conștientizăm cu toții și mai mult decât noi dumneavoastră că ați intrat într-un sistem care cere foarte multă performanță, cere foarte multe sacrificii, cere foarte multă putere de adaptare la situații și condiții dificile și, prin urmare, școala are gândit un sistem de școlarizare destul de complex și destul de dificil, care nu are alt scop decât acela de a vă forma așa cum trebuie pentru viitoarea carieră. Asta va presupune din partea dumneavoastră foarte multă responsabilitate și foarte mult sacrificiu, înțelegerea rolului și eticii profesionale pe care îl veți avea acum încolo și, bineînțeles, asumarea rolului social pe care sistemul penitenciar îl are și pe care trebuie să-l facă cunoscut și la nivel social. Prin urmare, aveți de acum încolo datoria să vă pregătiți la cel mai înalt nivel, să profitați cu toată inima și cu toată deschiderea
de ceea ce vă oferă școala pe parcursul acestui an școlar. Vă asigur că este singura perioadă pe care sistemul, perioada de grație pe care sistemul vă acordă, este perioada de adaptare, perioada care să vă pregătească pentru a intra în rândurile personalului ca funcționar public cu statut special definitiv și purtător al gradului profesional de agent penitenciar. Un grad profesional și o profesie care este nou, care acces de curând în panoplia ocupațiilor din România. Mai exact, standardul ocupațional al profesiei de agent penitenciar a fost aprobat chiar în toamna aceasta. Prin urmare, veți fi purtătorii uniformei și gradului pentru o profesie care își face ușor-ușor loc în rândul profesiilor onorante din țara noastră. Și mai mult decât atât, o profesie care vă va solicita foarte mult, dar care vă va oferi și foarte multe satisfacții. Așa cum am spus-o și în alte rânduri, sistemul penitenciar este un sistem care încurajează și promovează foarte deschis și transparent evoluția în cariera personalului propriu. Este un sistem care are grijă de personalul propriu, de asigurarea drepturilor, de asigurarea condițiilor bune de muncă, chiar dacă timpurile sunt oarecum mai tulburi și puțin agitate. Interesul administrației și a sistemului este de a crea condiții optime de muncă, dar în același timp și un sistem de pregătire performant pentru personalul propriu. Sistem de care beneficiați în primul și în primul rând dumneavoastră elevii școlii de la Târgu Ocru. Tot ceea ce se va întâmpla în școală de acum încolo cu dumneavoastră se înscrie într-o strategie asumată de școală în mulți ani înainte, aceea de a forma personal de bună calitate într-un concept nou european, acela de supraveghetor-educator. Practic, de câțiva ani încoace s-a făcut trecerea, poate de 10 ani încoace, s-a făcut trecerea de la conceptul de agent de penitenciare sau de subofițer de penitenciare la procesul acesta nou de agent de penitenciare, agentul educator, care presupune o nouă abordare a sistemului de pregătire, o nouă abordare a strategiei de evoluție profesională și, în ultimul rând, o nouă strategie privind relaționarea cu persoanele private de libertate. Ori acest lucru nu se poate face decât dacă personalul care pornește în această carieră de pe băncile școlii, beneficiază de un program de pregătire adaptat la această strategie modernă. În final, aș vrea să mă adresez și domnilor profesori și îndrumători ai școlii, celor care vă vor avea în grijă și îndrumare pentru un an de zile. Cu toții trecem într-o perioadă de înnoire, din acest punct de vedere, pentru că începând cu acest an școala, pentru prima dată de la înființare și până acum, a demarat un alt proces de încadrare a posturilor de profesor pe o schemă de încadrare nouă, adaptată nevoilor și cifrei de școlarizare pe care școala are în prezent. Astfel că, în foarte scurt timp, 8 dintre candidații la concursul de profesor vor ajunge la catedră, în fața dumneavoastră, și alături de foștii colegi. Prin urmare, din acest punct de vedere, vă adresez rugămintea să acordați noilor profesori tot sprijinul, să-i ajutați să se integreze foarte repede în mecanismele de funcționare ale școlii și să se ridice în foarte scurt timp la standardele pe care școala noastră le cere. De asemenea, dumneavoastră, celor care vă ocupați de formarea personalului de penitenciare de la înființarea școlii și până în prezent, pentru că majoritatea dintre dumneavoastră sunteți chiar de la înființare și până acum, dascăli în această instituție, să vă mențineți în continuare același nivel al prestației, să manifestați în continuare același interes față de pregătirea elevilor pe care avem în responsabilitate și, nu în ultimul rând, să vă manifestați în continuare creativitatea și deschiderea spre metode și abordări noi și moderne în ceea ce înseamnă pregătirea elevilor din școala noastră. Vă doresc tuturor succes, vă doresc
dumneavoastră, dragi elevi, răbdare, înțelepciune și multă preocupare pentru pregătirea profesională. Vă urez dumneavoastră, dragi profesori și colegi, în următori, mult succes în continuare în activitate, foarte multă atenție față de tinerii pe care avem în răspundere, foarte multă răbdare și dumneavoastră și fie ca la finalul anului școlar să ne bucurăm cu toții de o promoție reușită și de noi colegi în sistemul penitenciar de foarte bună calitate, așa cum considerăm că școala a obișnuit sistemul penitenciar de-a lungul anilor. Vă mulțumesc și succes! Acestui an școlar este obținerea gradului de agent penitenciar. Nu este ușor, dar avem aici un exemplu de îndemnat, șeful de promoție a seriei 2015-2016, domnul Trihan Hanu, care este actualmente și colegul nostru, un exemplu de ambiție, de modestie și a dat toată silința să învețe cât mai mult, să facă cât mai mult în această școală, iar rezultatele au fost pe măsură. O să-l invităm astăzi să ne spună câteva cuvinte și ca încă purtătora a cheii de onoare a școlii să o predea celui care va fi monitor de anul acesta. Domnule director general, domnule director, domnule primar, stimați invitați, onorați profesori, dragi elevi. Am astăzi deosebită plăcere de a mă afla în fața dumneavoastră, în calitate de șef al promoției 2016, cadrul 1-150, pentru a înmâna cheia de onoare unei noi generații de elevi ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare, cheie ce reprezintă un simbol al continuității în timp a învățământului competitiv și de calitate din Târgu Ocna. În acest moment, în care se deschide un nou capitol din activitatea didactică a școlii, simt emoțiile primelor zile petrecute în școală, când pășeam cu timiditate și nesiguranță în această instituție. Ca și acum un an, festivitatea de deschidere a noului an este un moment plin de semnificație pentru mine, moment de împlinire și mândrie că pot lua parte cu sufletul deschis la această zi festivă. Dragi elevi, în primul rând doresc să vă felicit pentru reușita de la concursul de admitere din această toamnă. Vă aflați aici la începutul unei etape importante din viața voastră și în fața unei cariere ce se va zidi pe competență, pe caracter, pe devotament și curaj. Veți avea o profesie nobilă, dar complexă și de multe ori solicitantă sau imprevizibilă. Profesie ce ne obligă pe toți la pregătire continuă, dăruire și implicare. Vă doresc să vă înarmați cu răbdare pentru evaluările și examenele grele ce vor veni pe parcursul acestui an, să fiți receptivi și perseverenți, să dați dovadă de disciplină și bun simț. Nu va fi ușor și de aceea vă îndemn să fiți respectuoși și deschiși, să vă dați interesul, să vă puneți în valoare întregul potențial intelectual, să vă găsiți adevărata motivație, să munciți pentru ca la finalul școlarizării să plecați cu un bagaj de cunoștințe temeinice și valoroase. Veți vedea că timpul va trece foarte repede. O să legați relații de prietenie pentru o viață întreagă și veți rămâne cu amintiri frumoase de aici, de la școală, de la Târgu Ocna. Mi-aș dori să vă stabiliți standarde înalte, să aveți încredere în voi și în ceea ce vă vor învăța profesorii voștri. Vreau să vă asigur de calitatea înaltă a întregului colectiv profesoral și de faptul că este unul cu totul și cu totul deosebit. Să-i ascultați, să-i respectați și am convingerea că vă veți apropia de aceștia și că îi veți îndrăgi pe fiecare în parte. Vreau să profit de acest moment și să mulțumesc încă o dată domnului director și întregului colectiv al școlii pentru sprijinul și șansa oferită de a rămâne alături de dumneavoastră, șansa de a începe cariera aici, la școală, lucru ce înseamnă foarte mult pentru mine. Vă mulțumesc pentru profesionalismul de care dați dovadă an de an, de privilegiul pe care mi l-ați oferit, de a mă dezvolta, de a crește, de a învăța și progresa în continuare alături de dumneavoastră și vă asigur de respectul, aprecierea și dăruirea mea. Mă întorc la dumneavoastră, dragi elevi, cărora vă doresc succes, spor la învățat, să ne vedem cu bine sănătoși la anul la repartiții, când vă voi putea ura cu căldură succes în carieră.
În numele promoției 2015-2016, vă numesc chiar de onoarea școlii, cu speranța că veți dovedi că sunteți o generație deosebită care va îmbogăți istoria acestei respectate școli. Vă mulțumesc! Iată-ne aici pentru un nou început. Mă adresez astăzi dumneavoastră cu prilejul festivității de deschidere a noului an școlar. Un an școlar în care avem multe de învățat și în care sperăm că ne vom ridica la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Îmi doresc ca timpul petrecut în această școală, alături de colegi și profesorii noștri, să ne maturizeze și să ne pregătească pentru o profesie frumoasă, dar solicitantă. Ne vom sfătui să tratăm școala cu seriozitate, să profităm din plin de valorile ei. Vom fi receptivi și deschiși, pentru că tot ce învățăm și simțim aici ne va influența pentru toată viața. Dragi colegi, vă doresc ca la finalul acestui an școlar să plecăm înarmați cu un bagaj de cunoștințe valoros, cu amintiri frumoase și relații de prietenie pentru toată viața, cu repere morale solide pentru viitorul carierei noastre. În încheiere, vă doresc un an școlar cu rezultate cât mai bune, de care să ne bucurăm cu toți. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, să mă iartă frădelele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfântul Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spunem cu toții, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel vrean. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu, biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru laur prea Sfinților Părintele nostru, Arhiepiscop Ioachim al Romei și Bacăului, pentru cista preoții veceanul Hristos de Aconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru elevii acestei școli de administrație penitenciară, pentru toți absolvenții acestei școli de administrație penitenciară, pentru toți cei ce lucrează la aceste unități penitenciare, pentru cei ce sunt de față cu toți ai casei lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimită elevilor acestora Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să deschidă lor mintea și cugetul să le lumineze inima lor spre primirea învățăturilor celor bune, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să le dea lor înțelepciunea care șade la tronul lui Dumnezeu, să o sădească în inimile lor, ca să învețe ce este bineplăcut înaintea lui Dumnezeu, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecază, România, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Răsfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lui și viață și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu Sfânt. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui, și Fiului și Sfântului, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Când își va îndreta tânărul calea sa, când va păzi cuvintele sale, mai mult decât ce mă învață, am înțeles, pentru că mărturile tale, cugetarea mea, sunt înțelepciune. Epistola a doua către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Aminte. Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, împotriva unora ca acestea, nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mările de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții. Luând seama la tine însuți, ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora.
și așa veți împlini legea lui Hristos. Pace ție celui ce ai binevestit și lucrurile tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune grei să ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Matei, se va citi. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnul pilda aceasta. Iată a ieșit semănătorul să semene sămânța sa și semănând el unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros unde n-aveau pământ mult și îndată au răsărit pentru că n-aveau strade pământ adânc. Iar când a răsărit soarele s-au împălit și pentru că n-aveau rădăcină îndată s-au uscat. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înnăbușit. Iar altele au căzut pe pământ bun și au dat roadă, una 100, alta 60, iar alta 30. Cine are urechi de auzit, audă. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeu nostru, care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii și ne-ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare. Cel ce ai intrat în biserică la jumătățirea pradului și ai învățat pe oameni, încât se mirau popoare și ziceau de unde știe acesta Scriptura nefiind învățat. Și David rește, veniți fiilor, ascultați-mă pe mine și vă voi învăța pe voi frica Domnului. Cel ce ai învățat pe Solomon înțelepciunea Dumnezeu al tuturor, cuvântul împărat al tuturor. Deschide sufletul și mintea, gura și mintea robilor tăi, eleve aceste școli și dascăle aceste școli, ca să priceapă, să învețe, să facă voia ta. Și ferește pe dânșii de toate ispira diavolească, păzindu-i toate zilele vieților și făcându-i să sporească totdeauna în toate poruncele tale. Pentru că cele mai citale și ale tuturor sfinților tăi, că tu ești cercetătorul sufletelor și al tuturor noastre, Hristos, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte binecuvinteasă. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru căciune preacuratei Maicii sale, pentru căciune Sfinților Apostol Petru și Pavel, protitori ai sistemului penitenciar românesc, cu rugăciunile Sfinților Martiri, Brâncoveniu, protitori ai locului acestuia, cu rugăciunile Sfinților și mărturisitori din închisorile comuniste, ocrotitori ai locului acestuia și a bisericii și se va zidi aici, cu rugăciunile Sfintei Cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Carpa, Pila, Gatador, Agatonica, Florente și Sfântul Mucenic Beniamin, a cărui pomenire să mășim astăzi, cu rugăciunile Sfinților, Trăiți Dumnezeiești, Părinții Iachim și Ana, și cu ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi. Amin. Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Administratorul orașului prin reprezentanții administrației locale a fost întotdeauna alături de școală, astfel încât am astăzi plăcerea să-l invit să ne adreseze câteva cuvinte pe domnul primar al orașului Stațiunetul Bogna, domnul Stefan Șiloc. Deschiderea anului școlar 2016-2017 la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare oferă ocazia de a fi iarăși alături de dumneavoastră aici.
Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciari este instituție cu care orașul Târgovna se mândrește și județul Bacău de asemenea. Eu vă felicit că ați ales să studiați în această instituție și vă doresc mult succes. Trebuie să felicit conducerea școlii pentru efortul pe care îl face, împreună cu colectivul de cadre didactice, pentru că această școală să fie o mândrie pentru orașul nostru. Prezența domnului director general aici astăzi este certitudine că va sprijini în continuare cele trei instituții din subordinea Ministerului Justiției și în special Școala Națională. Și mulțumim domnului director general pentru tot ce a făcut, face și va face pentru aceste instituții. Vă doresc dumneavoastră, elevilor, un succes, cadrul didactice, multă sănătate și să ne vedem cu bine la festivitatea de absolvire, care sperăm ca și în acest an să fie tot în orașul Târgovna, în piațeta orașului, în centrul orașului. Vă mulțumesc! Tradiția colaborării instituției noastre cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova, drept pentru care acum se află alături de noi 15 tineri moldoveni pentru a urma cursurile școlii, ocazie cu care îi salut din nou, le spun bun venit și le doresc ședere plăcută și utilă în țara noastră. Rugăm să ne adreseze câteva cuvinte pe doamna locotenent colonel de justiție, Larisa Fișa. Onorată asistență, cu mare drag mă aflu și astăzi alături de dumneavoastră, alături de colegii mei. Vreau să vă urez la toți mult succes. Sunt sigură că tot ce ați acumulat aici, în părinții acestei școli, a să vă fie un bun ajutor în continuare pe parcursul întregii vieți. Fiindcă fiecare din dumneavoastră sunt sigură că să ajungă, nu chiar toți director general, dar cel puțin director de penitenciare. Anul trecut am spus pentru prima dată, din păcate, când comunicați cu băieții din Republica Moldova să nu vorbiți urât despre țara noastră și despre mamă. Fiindcă în anul 2014 am avut unele neplăceri din cauza aceasta. Sper că dumneavoastră să m-ați înțeles corect. Și vreau să vă rog pe toți, fiindcă suntem astăzi la o sărbătoare frumoasă, la sărbătoare familiei noastre mari, dacă pot spune așa, să știți că noi ne mândrim cu aceea că suntem moldoveni și dacă vreun copil de-al meu stă în formație cu mâinile în buzunare, el nu face acest lucru de cei că e moldovean, de cei că e frig. Angajat în sistemul nostru. Ei sunt, ca și dumneavoastră, speranța sistemului nostru și a țării noastre. Vă urez la tot mult succes, realizări frumoase și sunt sigură că ca și țara România, așa și țara Moldova, se va mândri cu acești tineri care astăzi sunt aici prezenți. Succes și mult, mult, mult succes profesorilor, angajaților acestei școli și vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru copiii mei. Care prin reprezentanții săi a fost mereu alături de noi, a încurajat și sprijinit proiectele noastre cu scopul modernizării procesului de învățământ și îmbunătățirii condițiilor de școlarizare. Invit așadar la cuvânt pe domnul comisar șef de penitenciare Marius Bulpe, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarilor. Întotdeauna mi-a plăcut să iau crema de prăjitură și asta este privilegiul funcției pe care o ocup acum.
deși eu vin frecvent în ultimii ani la această școală, cum sunteți dragi, nu atât voi că pentru că prima dată când vă văd și cât angajații acestei școli, care își găsesc în fiecare an energia necesară să o ia de la capăt, să încerce din nou, să descopere în noi veniți oamenii de care sistemul acesta are nevoie. Este un dezavantaj faptul că vorbesc cu ultimul, pentru că să cam spus tot ce se putea spune despre școală, despre ele, despre sistemul penitenciar, despre Moldova și așa mai departe. Însă este mare avantaj că pot comenta ce au spus ceilalți. Mă pot lega de cuvintele lor, ceea ce mi-ar umple discursul fără doar și poate. Nu propun să fiu oficios, oficial, să găsesc cuvinte dintre cele pe care cu toții le urâm, management, ținte, obiective și așa mai departe. Dar dumneavoastră, pentru că dumneavoastră mă adresez ca elevi, pentru dumneavoastră am venit astăzi aici, v-am spus pe toți ceilalți, îi cunosc de ani de zile, am venit în calitate de director al penitenciarului Iași. Eu nu sunt un teoretician, așa cum sunt dumneavoastră. Și bine fac că rămân aici și fac lucrul ăsta de calitate și cu mare avantaj pentru sistemul penitenciar. Eu am venit pentru dumneavoastră să vă felicit în primul rând, deși s-a mai spus aici, pentru că ați avut curajul să pășiți în sistemul ăsta. Nu e simplu ce veți face. Nu e simplu deloc. Acum văd cu atât mai mult, pentru că sunt doar de două domni director general al administrației, acum văd adevăratele probleme ale sistemului. Eu le știam doar pe cele de la Iași, le mai știam pe cele de la Vaslui, unde am lucrat, mai cunoșteam problemele penitenciarilor din zona Moldovei, însă este un sistem foarte, foarte, foarte complex și, din fericire, dumneavoastră aveți ocazia să porniți de la zero cu creierul liber de meseria asta, cu sufletul deschis. Și recunosc că m-am uitat în sală și vorbeam cu domnul Sucaru spre deosebire de alți ani, când mai erau tineri mai copți, ca să zic așa, sunteți enervanți de tineri și de frumoși. Nu știu dacă asta au fost calitățile pentru care ați fost selectați, dar l-a reușit celor din școală să-i aleagă pe cei mai tineri și pe cei mai frumoși. E un mare avantaj pentru dumneavoastră. Deci fără un bagaj de cunoștințe și puteți să plecați onești, cinstiți, drepți și orice alte calități vi le propuneți sau vi le vor transmite, valori pe care vi le vor transmite profesorii și angajații școlii în general și care sunt necesare sistemului. Veți vedea că veți avea mari tentații, mari provocări în sistemul penitenciar, pe de o parte, din partea angajaților vechi, care au stilul lor de lucru, care au cutumele lor, care au regulile lor, pe de altă parte, din partea deținuților, care sigur de asta sunt acolo în penitenciar, fiindcă au încălcat niște reguli, niște legi și vor încerca în continuare să le încalce și noastră veți fi cei care va trebui să le impuneți regulile. Pentru că nimic nu e haotic pe pământul ăsta și vedem ce se întâmplă în mass media astăzi. De asta sunt celebrele cazuri de gulere albe ajunse în penitenciar, pentru că cineva a crezut sau mai mulți au crezut că sunt Dumnezeu pe pământ și iată că nu este așa, regula trebuie să respectată, la un moment dat vine finalul și trebuie bilanțul și trebuie să dai socoteală. Așa încât eu vă recomand să nu jocăiți, să nu vă înveți. Tot timpul să aplicați legea. Aveți un an la dispoziție în care trebuie să fiți ca niște bureți. Să absorbiți tot de la profesori. Tot. Da? Nu vă lăsați pe tânjală. Eu știu că am trecut printr-o școală, sigur, de 4 ani, Academia de Poliție, și am tratat la un moment dat cu superficialitate anii de învățământ. Da, o să duc vreme, o să ajung eu în practică. Nu faceți lucrul ăsta. Pentru că veți ajunge ori în sistemul penitenciar și veți fi ușor de manevrat, de manipulat, de păcălit și vă va dăuna în carieră. Cum începeți, așa veți continua. Dacă vă duceți stăpân pe voi și veți ști legislație, nimeni n-ar ce să vă facă. Nici șefii dumneavoastră, care vor încerca uneori sau vor greși dându-vă dispoziții legale, dar nici deținuții sau colegii dumneavoastră nu vor avea ce să vă facă. Deci doar de dumneavoastră de timp. Profitați foarte mult și eu vă recomand pentru că nu sunt un teoretician, sunt un practician. Profitați foarte mult de practica aceea. Veniți în școală și discutați ce se întâmplă în penitenciar. Pentru că veți vedea, regula scrisă e una și doar pe aia trebuie să o respectați. Da? Și cutuma e altă. Veți vedea lucrurile la locul lor, îndrăzniți să spuneți lucrurilor pe nume. Veți deranja. Bun? Unii dintre voi veți și suporta consecințe. Dar numai așa putem progresa. Numai așa putem schimba sistemul ăsta penitenciar, care, dacă vă uitați astăzi la televizor și cu siguranță vă uitați, dacă nu voi rudele voastre și vă anunță, vedeți cam ce tare duce, cam cum suntem priviți. Nu toți. Dar dacă unul greșește dintre noi, nu îi se va pronunța numele. Se va vorbi de sistemul penitenciar. Și atunci ar fi neplăcut
ca dumneavoastră sau eu să fim afectați de conduita, de neprofesionalismul, de rezultatele proaste ale unui coleg de-a noastră. De aceea eu vă recomand un singur lucru. Creați-vă scopuri în viață, profesional. Cu sigur, personal aveți din momentul în care ați intrat aici. Cu siguranță, marea majoritate v-ați dorit un loc de muncă stabil și relativ bine plătit. Nu e foarte bine plătit, dar în societatea românească este bine plătit. Da? De acolo încolo, de azi încolo, în afară de... Asta ați realizat, dacă veți fi serioși, veți termina școala, veți ajunge să te umbrind din cear, veți avea un venit sigur. De acolo încolo, creați-vă două, trei obiective profesionale. Așa cum spunea doamna Frișa. Doriți-vă să ajungeți director general. Doriți-vă să ajungeți directorul școlii de la Târgu Ocna. Doriți-vă să ajungeți un director de penitenciar. E posibil. Eu vă spun că la Iași, la un moment dat, aveam trei adjunți, doi dintre doi, proveneau din agenție. Nu mai zic. Când eu am intrat în sistemul penitenciar, era așa o reticență, se împărțau în două categorii angajați, ofițerii, pentru că eram astăzi, cei care au făcut academie și ceilalți. Nu mai este astăzi tare asta. Dar cu toții aveți o șansă. Urmați o facultate, doriți-vă mai mult, candidați la concursuri, îmbunătățiți-vă cunoștințele. Două, trei obiective, tindeți către ele și respectați-le. Și o să vedeți că o să vă meargă bine. În rest, vă recomand, cum sunt convins că v-au spus și profesorii, învățați foarte bine, căpătați medii, pentru că urăsc de ani de zile să văd, că vin la absolvire, să văd tineri plângând. Că n-au prins acasă, că nu e loc pentru ei, că au prins în altă parte, care era căsătorit, avea copii. Dar doar de dumneavoastră de mine, pentru că veți întâlni cu mine. Sper, vine la absolvire și nu o să putem să de vorbă, pentru că de-aia merita să vă spun că doar de dumneavoastră depinde să ajungeți pe dumneavoastră acasă și de nimeni altcineva. Vă mulțumesc! Dumnezeu să ne vedem cu bine la festivitatea de absolvire.